CSM Deva a pierdut și ultimul meci pe care l-a jucat în Liga Florilor, 22-28 la Gloria Buzău, câștigătoarea Cupei României, iar în etapa 18 va juca cu deținătoarea titlului național CSM București. Chiar dacă jocul echipei s-a îmbunătățit și partida cu CSM București o vor disputa pe teren propriu, cei de la Clubul Devean sunt conștienți că obținerea primelor puncte în campionat în acest meci este aproape imposibilă. Ținând cont de parcursul nostru în etapele care au curs de la începutul campionatului, este clar că CSM București este principala favorită în continuare să bat la titlu în România. Din punctul meu de vedere, noi o să încercăm să jucăm cât putem mai bine pentru a nu fi chiar așa, ultimii în campionat. Normal că speranțele la o victorie sunt minime, pentru că în decursul campionatului n-am reușit să acumulăm niciun punct, dar în ultimele două etape am făcut jocuri mai bune decât până la momentul respectiv. Echipa s-a mai legat un pic. Cei de la Deva speră ca publicul ce va fi prezent în sala sporturilor din Urbea de la poalele cetății să vadă un meci frumos și sunt cu gândul mai mult la jocurile ce vor urma după confruntarea cu CSM București. Eu cred că vom face un joc bun ca să mulțumim, să spun așa, și suporterii care vor veni în sală la meciul cu CSM București. În primul rând să vadă campioana României, să vadă cea mai bună sau cea mai bine cotată echipă din România pe plan european. Sper să ne ridicăm și noi la nivelul jocului și să prindem mai multă încredere în noi, pentru că urmează după aceea niște jocuri unde eu iară sper că vom putea să facem mult mai mult decât am făcut în turul campionatului. Partida între CSM Deva și CSM București se va disputa miercuri 16 martie, cu începere de la ora 18.